Absolvenții de liceu și de gimnaziu trebuie să se pregătească de examene. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Educației. Pe site-ul instituției au fost publicate și testele din ultimii 10 ani ca tinerii să exerseze. Totuși, în acest an se vor face pretestări pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a doar la limba de instruire. Totodată, numai elevii claselor primare pot fi scutiți de examene. Mai exact, cei care nu se vor putea prezenta la teste pentru că sunt în autoizolare ori s-au îmbolnăvit de COVID-19 vor merge în clasa a 5-a fără a mai susține vreun examen. De asemenea, Ministerul Educației a anunțat că liceenii nu vor susține tezele semestriale programate anual în sesiunea de vară. Decizia a fost consultată cu comunitatea educațională din țară, ținând cont de faptul că elevii claselor a 10-a, 11-a au învățat în mare parte la distanță.